marele actor s-a stins din viață. Este vorba de vedeta din Star Trek și Armă Mortală 3, a murit la vârsta de 77 de ani. Actorul s-a stins în timp ce se afla în casa sa din Longueuil, Quebec, Canada, în urma unei lupte cu cancerul de colon. Alan John Scarfe este un actor și regizor canadian, născut pe 8 iunie 1946 în Londra, Anglia. Este cunoscut pentru cariera sa prolifică în teatru, televiziune și film, având o prezență semnificativă atât pe scena canadiană, cât și pe cea internațională. De-a lungul anilor, Scarfe a devenit o figură respectată în industria divertismentului datorită versatilității sale actoricești și a angajamentului său față de arta dramatică. Scarfe și-a început cariera în teatru, jucând în diverse producții notabile. A fost membru al Companiei Naționale de Teatru a Canadei și a jucat în numeroase piese clasice și contemporane. Talentul său l-a dus pe scene importante, inclusiv la Festivalul Stratford din Ontario, unde a interpretat roluri din repertoriul shakespearian și alte piese de renume. Alan Scarfe a avut un impact considerabil și în televiziune și film. Printre rolurile sale notabile se numără aparițiile în seriale de succes precum Star Trek, The Next Generation Star Trek, Voyager și Star Trek, Deep Space Nine, unde a interpretat diferite personaje memorabile. De asemenea, a avut roluri în filme precum The Andromeda Strain și Double Impact. Scarfe a fost recunoscut pentru abilitatea sa de a aduce profunzime și complexitate personajelor sale, fie ele eroi sau antagoniști. Această versatilitate i-a permis să se adapteze la diverse genuri și stiluri, de la science fiction la drame istorice. Pe lângă activitatea sa de actor, Alan Scarfe a fost implicat și în rege și producție. A regizat numeroase piese de teatru și a fost implicat în producția mai multor filme și seriale de televiziune.